Siguranța zilei de mâine. Nu este un subiect ușor despre care să vorbești și cu atât mai puțin un subiect la care să răspunzi scurt și la obiect. Dar o să încerc, pentru că prietenii mei de la Ambasada Sustenabilității a României, cu ocazia Zilei Naționale a Sustenabilității, mi-a pus o întrebare foarte bună: ce mi aduce mie siguranța zilei de mâine? Din păcate, momentan, ce mi-aduce mie siguranță pentru ziua de mâine este ceea ce pot să fac eu, ca director de fundraising la Autism Voice, ca trainer și speaker, ceea ce poate să facă familia mea și ceea ce pot să facă oamenii pe care îi cunosc. Dar ceea ce mi-aș dori să existe în această țară este să avem sisteme mai bine puse la punct, gândite pe termen lung, să există mai multe proiecte sustenabile cu valori și principii la bază, pentru că această țară are un potențial imens, mai ales în ceea ce privește sistemul de sănătate mentală pediatrică pentru care eu militez și asta îmi doresc pentru această țară, să ne gândim la durabilitate și la lucruri pe termen lung. Până una alta dacă toți am pune umărul să construim lucruri pe termen lung împreună, cred că ar fi suficient și atât. Felicitări Ambasada Sustenabilității din România și să avem o zi a sustenabilității în fiecare zi, nu doar astăzi.